Mare mame alături de noi, am invitat-o pe colega noastră Mihaela Călin, care mai are foarte puțin până își va ține în brațe bebelușul. Mihaela! Nici nu vreau să mă gândesc ce emoții ai. Bine v-am găsit! Ce faci? Bine ai venit la noi! Sunt într-o perioadă a vieții mele în care mă simt foarte fericită și cred că influențează toate domeniile de activitate starea asta mea, pentru că mă simt bine, parcă și mai bine, și la serviciu și în tot ce mi se întâmplă. Mihaela, pentru că am vorbit puțin mai devreme, apropo de alimentație, tu ai avut grijă la alimentația pe care ai avut-o înainte de sarcină și în timpul sarcinii? Eu am 35 de ani și mi-am pus problema atunci când mi-am dorit să rămân însărcinată dacă îmi va fi mai dificil decât unor femei mai tinere. Și am aflat, vorbind cu medicii, că de fapt mai important decât vârsta este să fii o femeie sănătoasă. Și eu de asta recunosc că am avut grijă. Adică știam, văzându-mi viața, că nu va veni un bebeluș la 25 de ani, atunci eu eram în fața dumneavoastră deja, sunt aici de vreo 11 ani constant și cariera mea a crescut constant, fără lucrând în fiecare zi. Și așa am ales. A fost alegerea mea și conjunctura vieții mele să vină un bebeluș mai târziu și am avut grijă din timp să fiu sănătoasă și să merg la medic anual, indiferent de context. Eu vorbeam cu draga noastră Teodora Masini, editorul nostru, pe care o cunoști. Sigur foarte, da, foarte bine. Și ziceam, o pupăm de aici. Teo, băi, eu ce întreb? Nu știu, mi-e frică de bebeluș, mi-e frică de copii în fire. Doamne, așa să eu vreau să întreb de Daniel. Am zis, eu o să întreb de Daniel, de soț, dacă îmi permite. Ce face Daniel în perioada asta? Cum se simte? Este foarte fericit. Să știi că și eu m-am gândit cum o să reacționeze Daniel, pentru că nu vorbiserăm foarte mult despre să avem un copil. A fost foarte rapid. Ne-am hotărât să avem un copil și Dumnezeu ne-a ajutat să avem foarte repede. Dar în jurul nostru acum sunt bebeluși. Fratele meu are o fetiță mică, sora lui Daniel are o fetiță mică pe care o salutăm acum, pe Flavia. Și atunci s-a cam obișnuit și mi se pare că s-a relaxat în postul. S-a obișnuit cu ideea. Da. Se asistă la naștere, nu se asistă. Eu întreb, habar n-am. Care sunt task-urile lui? Hai să luăm. Ce pași va urma? Sunt foarte, în privința sarcinii și nașterii, să știți că sunt foarte multe chestiuni de alegere. Fiecare femeie și fiecare familie are de ales. Daniel nu o să asiste la naștere, pentru că așa mi se pare normal, lui o să-i dăm alte task-uri. O să-mi văd de treabă eu și doamna doctor Irina Giuvelea, ne vedem de treabă atunci și îi prezentăm bebelușul, care va fi un băiețel. Deja ce știm frumos, că va fi un băiețel. Ce frumos! Mihaela, aș vrea să te întreb, avem cu toții o meserie care presupune imagine. Cum ți-a fost, eu știu, ți-a fost greu să te adaptezi la noile măsuri? Pentru că, evident, iei puțin în greutate. E nevoie de mai multă atenție, într-adevăr. Asta cu greutatea, să știți că am auzit o felul de povești. În carte scrie că trebuie să iei undeva între 12 și 15 kg. Am auzit de femei care au avut în timpul sarcinii și plus 30 și, iar acum arată minunat. Cred că depinde foarte mult de corp și eu am pus niște kilograme, regulamentare deocamdată, dar garderoba mea s-a schimbat. Și mai ales pentru că trebuie să fiu în fiecare zi aici în platou, am avut nevoie de ajutor și le mulțumesc încă o dată oamenilor cu care lucrăm, lui Mirel și Lianei, pentru că m-au ajutat cu acest aspect. Da, adică măsurile practic se schimbă, sigur că da, dar am încercat nici să nu-mi ascund sarcina, nici să mă pun într-o situație în care să arăt mai mare decât sunt și nici să-mi incomodeze bebelușul. Deci, practic, adaptăm hainele pe corpul. Sunt foarte multe variante. Ce v-aș putea spune ca și pont celor care încă nu sunteți însărcinate, dar intenționați sau sunteți cu sarcină mică? Atunci când vă uitați pe site-uri, să știți că nu prea este adevărat. Pe site-uri sunt niște femei slăbuțe care nu sunt însărcinate, cred eu, cu o burtică. Burtică pernuță. Da, de am fapt, văzut. Corpul, să știți că se schimbă cu totul. Pui pe aici, pe acolo, pe unde nu te aștepți. Unora dintre femei li se mărește numărul la pantof. Deci se întâmplă multe lucruri. Mie mi se pare sincer înspăimântător și nu pot decât să vă iubesc și mai mult și să vă respect și mai mult pe voi femeile pentru asta. O ultimă întrebare, pentru că știi cum suntem cu timpul de obicei. Știu, tu n-ai cască acum, dar îți poți imagina ce zice George. Da. Spune-mi, te rog, te vrem înapoi, te vrem repede, o să ne fie dor de tine. Când iei concediu maternal, cât stai, dacă te-ai gândit la asta? Cât mă lasă băiatul meu, o să stau. În principiu, vreau să vă mărturisesc că, așa cum bine știți, eu sunt o femeie activă și sunt la Observator de atâția ani de zile, așa cum spuneam, constant, de luni până vineri. De asemenea, sunt la Intact Media Academy, fac și alte lucruri și pentru Observatorul Orei 19. Intenționez să stau acasă câteva luni cu bebelușul meu și apoi să mă întorc. Dar depinde foarte mult de el, să fie sănătos, să fie vesel, să se adapteze, să mănânce cum trebuie. Copilul dictează
contează de fapt până la urmă. Să sperăm că voi fi cât mai repede în fața dumneavoastră și că el va fi bine și îmi va da voie. Noi te așteptăm cu mare drag, Mihaela. Deocamdată ești alături de noi și mai stai puțin. Vă mulțumesc. Sigur că mulțumim, da. Mihaela. Mulțumim, Mihaela.